iubirea de mamă. Era odată, într-o casă modestă la țară, o mamă greu bolnavă în pat. Toți copiii ei erau triști și descurajați. Era frică să nu se întâmple o nenorocire, să le moară mama, iar ei să rămână doar cu tatăl lor. Nu s-ar fi descurcat la fel de bine. Cei mărișori îngenunchiară înaintea icoanelor și se rugau lui Dumnezeu să o facă sănătoasă pe mama lor. Cristian, fiul cel mic, lăsase joaca și stătea toată ziulica la căpătuiul mamei întrebând-o: când te faci bine, mămică? Băiețelul văzuse pe scăunel o sticluță cu doctorii și o întreabă: mămică, ce e sticluța asta? O doctorie amară de tot, scumpul mamei. Doctorul mi-a zis să o beau așa, amară, ca să mă fac bine, dar simt că e așa de amară, de nu o pot înghiți. Atunci bunul ei copilaș îi spuse: dacă e așa amară, mamă, să știi că o beau eu în locul tău, numai să te faci mai repede sănătoasă. Văzând cât de mult o iubesc copiii, câtă grijă aveau de casă, de ea și unii de alții, făcând singuri mâncare și curățenie, mama zâmbi cu bunătate. Ce minunați copii avea! Chiar dacă doctoria era amară, o lua în fiecare zi cu gândul la copiii ei. Din zi în zi, ea a început să se simtă mai bine, iar în cele din urmă învinse boala și, în scurt timp, coborâ din pat, făcându-se pe deplin sănătoasă. Acum era o mămică fericită și-a dat seama ce bine educați erau copiii ei, că sunt harnici, o ascultă și o iubesc, și era